Credincioși, dragi radioascultători, în sărbătoarea Rusaliilor, toți creștinii celebrează cu recunoștință darul Duhului Sfânt, darul lui Hristos cel Înviat, darul cel mai prețios pe care Tatăl îl putea face oamenilor. La sfârșitul celei de-a șaptea săptămâni după Paște, la 50 de zile după Înviere, sunt Rusaliile. Numărul 7, simbol al perfecțiunii, al plinătății, ne arată că această sărbătoare, Rusaliile, reprezintă împlinirea, perfecțiunea Paștelui. Avem 7 săptămâni de câte 7 zile, iar a 50-a zi celebrăm împlinirea Învierii lui Hristos prin revărsarea Duhului Sfânt asupra credincioșilor. Rusaliile sau cinzecimea era o sărbătoare celebrată de către evrei deja înainte de Hristos. La început era legată de primul seceriș al grâului și dorea să prezinte lui Dumnezeu primele roade ale câmpului. Apoi sărbătoarea a fost legată de un eveniment istoric, cel al primirii legii din partea lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Astfel că Rusaliile au devenit sărbătoarea alianței dintre Dumnezeu și poporul său. Sfântul Luca ne spune în Faptele Apostolilor că tocmai în timpul acestei sărbători a Alianței, Duhul Sfânt coboară asupra ucenicilor sub forma limbilor de foc. În acest foc al iubirii lui Dumnezeu se sigilează noua alianță, noul legământ dintre Dumnezeu și om. Începând cu Rusaliile, misiunea Duhului Sfânt va fi aceea de a introduce în inima fiecărui om puterea mântuitoare a morții și învierii lui Iisus, puterea vieții lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, de fapt, primim însăși viața dumnezeiască. De acest lucru e atât de convins Sfântul Grigore de Nisa, încât el afirma: dacă îl privăm pe Dumnezeu de Duhul Sfânt, atunci ceea ce rămâne nu mai este Dumnezeul cel viu, ci doar cadavrul său. La fel putem spune despre biserică și despre noi înșine. Dacă privăm biserica sau chiar propria persoană de Duhul Sfânt, ceea ce rămâne nu este decât un cimitir nesfârșit sau un trup fără de viață. Astăzi, în ziua de Rusalii, o cascadă de lumină, de putere și de iubire se revarsă și asupra noastră, la fel ca în acea zi a cinzecimii în care apostolii l-au primit pe Duhul Sfânt. Acea cascadă de lumină și iubire continuă să curgă neîncetat asupra bisericii, pentru că Rusaliile sunt un eveniment permanent, sunt izvorul nesfârșit al vieții noastre. De aceea este important să încercăm să întrezărim mai bine misterul acestei prezențe a Duhului în existența noastră personală și comunitară. Pe de o parte, Duhul Sfânt este o prezență atât de apropiată, atât de intimă, dar pe de altă parte ne dăm seama că această prezență este atât de des ignorată, neînțeleasă. Există însă un spațiu, un loc, unde Duhul se face perceptibil și se înfățișează înaintea ochilor sufletului nostru. Acest loc sau spațiu este constituit de roadele Duhului Sfânt, ceea ce îl face să rodească în viața unei comunități sau unui creștin. Cele trei lecturi de la Sfânta Liturghie de azi ne ajută să aprofundăm trei din aceste roade. În prima lectură am ascultat relatarea din Faptele Apostolilor a evenimentului Rusaliilor. Rodul Duhului Sfânt care se manifestă aici stă în
capacitatea de a vorbi limba celuilalt și de a-i anunța lucrările lui Dumnezeu. Îi auzim vorbind pe ei în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Așa spuneau toți pelerinii prezenți la Ierusalim atunci. Dumnezeu este vestit, propovăduit, într-o limbă pe care celălalt poate să o audă și să o înțeleagă. Duhul Sfânt este Cel care realizează atunci o comunicare autentică, profundă. El este în spatele oricărei întâlniri în care Dumnezeu este vestit, ținând cont de limba celuilalt, adică de bagajul său de viață, de așteptările și de dorințele sale profunde. Rusaliile ne spun că drumul misiunii și al evangelizării este mereu drumul relațiilor autentice, plăsmuite de iubire. Rodul Duhului, așadar, este iubirea ce transformă raporturile dintre oameni și permite ca două persoane aparent străine să se deschidă, să se înțeleagă și să-și împărtășească propria experiență de Dumnezeu. Este un rod de care avem atâta nevoie. Este un rod care trebuie să fie prezent atunci când îl vestim pe Dumnezeu și când îl vestim nu ca pe o entitate rece și abstractă care ne sufocă viața, ci drept Tatăl Ceresc, a cărui bunătate este experimentată exact în raportul dintre persoane. Acest rod este vizibil în multe locuri. V-aș propune doar un exemplu. Comunitatea Arca. Jean Vanier, un canadian de 84 de ani, este cel care, acum 50 de ani, a fondat această comunitate, Arca, destinată să primească persoanele cu handicap psihic și să le dăruiască pâinea cea de toate zilele, adică iubirea. Astăzi sunt mai mult de 135 de astfel de comunități în 33 de țări, iar un număr frumos, chiar din dieceza noastră de tineri, au devenit voluntari în aceste comunități. La întoarcerea lor din mijlocul persoanelor cu handicap, tinerii dau mărturie despre puterea extraordinară a simplității, a iubirii, a acceptării, a înțelegerii celuilalt. Însuși Jean Vanier declara odată în interviu acordat radioului Vatican: rolul nostru este de a întâlni o lume a slăbiciunii și a suferinței extreme, anunțându-le vestea cea bună. Cu siguranță le spunem că Dumnezeu te iubește, dar le spunem și: eu te iubesc, ești important pentru mine. Rodul Duhului Sfânt este iubirea care are capacitatea de a-L înțelege pe celălalt și de a-I transmite pe înțelesul său un cuvânt sincer de speranță. De aceea ne putem întreba, în viața noastră de creștini, ne închidem uneori în monologuri sterile sau căutăm să comunicăm cu ceilalți cu adevărat, plecând de la limba pe care ei o înțeleg? În a doua lectură, luată din învățătura adresată Sfântului Paul, de Sfântul Paul Corintenilor, găsim un alt semn sau un rod în care vedem prezența Duhului, anume intuiția că în diversitatea membrilor bisericii se ascunde unitatea. Ochii celui care este locuit de Duhul Sfânt sunt capabili să observe în același timp varietatea darurilor, a slujirilor, dar și unicul izvor de viață ce alimentează toată această diversitate. Creștinii din Corint riscau să uite de unitate. Feluritele daruri personale ajungeau să fragmenteze unitatea și fraternitatea lor. De aceea Sfântul Paul le amintește că darul fiecăruia trebuie pus în slujba binelui tuturor. Este dat de Duhul Sfânt pentru binele tuturor. Duhul Sfânt este autorul armoniei dintre creștini, pentru că El dăruiește fiecăruia un dar unic, dar care este spre binele tuturor. Duhul Sfânt este de aceea Cel care formează comuniunea, comunitatea creștinilor și ne ajută să înțelegem că particularitatea sau unicitatea fiecăruia dintre noi este un dar
și nu o problemă de rezolvat. Este o bogăție și nu o amenințare. Duhul Sfânt de aceea creează, plăsmuiește biserica, nu după modelul unui batalion de armată, în care toți trebuie să se îmbrace la fel, să se miște la fel, posibil să și gândească la fel, ci după modelul unui trup care are diferite modulare. Sau, ca să folosim o altă imagine, după modelul unui cor, în care există o mare diversitate de membri, dar în acest cor fiecare își manifestă glasul său în armonie, sub o baghetă, bagheta carității. Ne putem întreba, de aceea, acest rod al armoniei diversităților este prezent în familia mea, este prezent în comunitatea din care fac parte. În al treilea rând, în fragmentul evanghelic, Iisus apare ucenicilor în ziua învierii și suflă asupra lor darul creator al Duhului Sfânt. În felul acesta ne aduce aminte de suflul pe care Dumnezeu l-a dăruit lui Adam făcându-l să trăiască. Este un duh de viață. Iar rodul imediat care urmează din această viață, din acest suflu creator, este iertarea păcatelor. Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Cărora le veți ține, vor fi ținute. Prin aceste cuvinte, Iisus o rânduiește, înainte de toate, sacramentul reconcilierii, al iertării păcatelor, adică spovada și puterea apostolilor de a dărui iertare divină. Dar, în al doilea rând, iertarea păcatelor devine și misiunea întregii biserici, a tuturor creștinilor, bărbați sau femei, tineri sau adulți. Iertarea păcatelor este misiunea tuturor celor care l-au primit pe Duhul Sfânt și prin el au fost reînnoiți în interior. De ce? Pentru că fiecare creștin, primindu-l pe Duhul Sfânt, face experiența iubirii necondiționate a lui Dumnezeu, care vindecă și transformă. Astfel ne umplem de puterea iubirii milostive a Duhului și, asemenea apostolilor, reușim să părăsim camera închisă a fricilor pentru a ieși în întâmpinarea celorlalți. Semnul prezenței Duhului, rodul Duhului, este așadar iertarea, reconcilierea. La rugăciunea asupra darurilor de ieri dimineață, sâmbătă de dinaintea Duminicii Rusaliilor, astfel ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca Duhul Tău să ne pregătească sufletele pentru celebrarea Sfintelor Taine, căci El este iertarea tuturor păcatelor. Iisus suflă și astăzi asupra noastră Duhul Său și parcă vrea să ne spună: iertați, creați în jurul vostru oaze de reconciliere, mici oaze de verdeață în mijlocul deșertului violenței. Construiți drumuri care se apropie, deschideți uși, reaprindeți căldura în inimi. Rodul Duhului sunt aceste oaze de reconciliere, în care omul este dezlegat de legăturile egoismului și ale morții. În ce măsură familia și comunitatea mea este o astfel de oază de reconciliere? În ziua de Rusalii, Duhul se revarsă cu putere asupra celor care cred în Hristos. Să-i mulțumim Domnului pentru această cascadă de lumină și iubire ce reînnoiește și inimile noastre. Și în același timp să-i cerem Tatălui Ceresc ca prezența Duhului să devină vizibilă în viețile noastre prin aceste trei roade: rodul iubirii, care îl manifestă pe Dumnezeu în limba celuilalt, asemenea primei comunități creștine; rodul armoniei și al unității, care respectă și valorizează particularitatea fiecăruia, asemenea unui cor; rodul iertării, care transformă familiile noastre și comunitățile noastre în oaze de reconciliere. Amin. S-a grânsit în anii.